Leul și iepurele cel bătrân. În pădure trăia odată un leu fioros care ținea în teroare toate animalele. Supușii lui au căzut la îngoială cu el. Regele animalelor trebuia să se mulțumească cu o singură masă pe zi. În schimb, victima îi se preda singur. Așa regele nu mai trebuia să se chinuie cu vânătoarea, iar ei nu trăiau cu frica în sân, fiindcă nu știau când le vine rândul. Toate erau așa cum le-a fost înțelegerea până când veni rândul iepurelui, cel bătrân și viclean. Ajunse din timp în fața leului, dar se prefăcu că rămâne fără aer din cauza alergăturii. Venind încoace, spuse el abia suflând, am fost urmărit de un leu, numai datorită picioarelor mele, care sunt sprinte, ne-am scăpat. Un alt leu? Spuse regele animalelor, înfuriat la culme care putea avea un rival. Unde este? Întrebă el. La lac, este mare, tânăr și mai puternic. Aș spune chiar mai curajos decât tine, dacă a îndrăznit să râvnească la masa ta. Asta trebuie să văd cu ochii mei. Du acolo, îi arăt eu cine e stăpân aici, să mă înfrunte dacă are curaj. Animalul, înfuriat, îl urmă pe iepure la lac, iar acolo, în apele lacului, văzu un leu. Pe loc se arunca asupra lui. Așa s-a făcut că un iepure, fără apărare, a învins un leu fioros, care se credea cel mai puternic. După cum spune și zicala, mai multe obții cu istețimea decât cu forța.